Hei, salutare toată lumea și bine mă, pizgudiuri. Ce mă, stai mă, pizgudiuri mă. Ia. Ce e Ia. Hai să-l copiem să vedem. Bă, ești nebun, pizgudiuri. Păi direct pe pizgudiuri o dăm. Ce ai făcut, cu mă? Avem un report but aici, nu? Da, salutare toată lumea și bine mă, am un episod de tutorial unde o să vă văd o chestie foarte interesantă. Dacă vreți să scăpați de un hacker neapărat, de exemplu este un hacker, un rage hacker, în cu voi și vreți să scăpați de el, dar el joacă cu echipă full și nu poate să fie barat. Ei bine, soluția salvatoare este report boot lui... cum îl cheamă? Păstă nici cum îl cheamă. Este un report boot, mă rog, ăsta este site-ul. Intrăm pe Steam. Uh, na, pui mici. Uh, ce? Stai, ce? Nimic. Așa. O să intrăm pe Steam. Nu, nu sunt pe contul main. Nope, nu sunt pe contul main, wait. Adică nu sunt pe contul cu pizgudiuri, să zicem așa. Stai să intru pe contul meu. Dacă mai vreți tutoriale legate de CSGO sau legate de... Nu știu, de alte chestii. Hai să intrăm pe pizgudiul meu de cont. Ok, intrăm pe contul meu, perfect. Asta este contul meu. Hai să vedem, Vom un tip de aici. Hai să luăm pe la pe care am eu ciudă mai mult. Oh, salut, frate. Ok, îl luăm mai de Nu o să-i se nimic, pentru că nu are hack, dar zic așa ca idee. Ce faci, pizgudiule? Ia aici ce faci, pizgudiule. Ok. Și, deci, asta faceți. Deci, trebuie să pe profilul lui și luați ID-ul. Asta, nu numele, nu nimic, ID-ul. Îl băgați aici. Dați pe chestia, pe bifa asta. Dați submit. Și acum mai bag reporturile, adică o să primească 50 de reporturi in game. Deci el, dacă uite, 50 de reporturi, 52 de reporturi a primit, da? Ia uite, cât de reporturi a primit, practic el dacă are hack în momentul ăsta și joacă competitiv cu Hecu, el nu știe că i-am dat reporturile, de el dacă joacă competitiv cu Hecu, crezând că nu are niciun report, va lua ban. Și așa puteți să căpați de hack -uri. Bine, chiar el nu are hack, dar zic așa că e de, uite ceva și pisgudil, nu mă bagă în seamă ce aroganțe, bă, așa. Deci, este un report foarte șmic, aveți site-ul în descriere, dacă vreți să intrați. Dacă vreți, vă mai pot arăta multe site-uri de genul care puteți să vă folosiți de ele. Uh, m-am folosit, uite aici, report sumit, uite, hai să dăm refresh, uite, 180, aha, acum nu mai dă nimeni, nu mai face nimeni report boot. Dar mă rog, nu sunt foarte multe persoane care fac report booting, față de că 62.000 de conturi care a dat report și-au luat ban. Păi uh, puteți să scăpați de hackeri foarte ușor, așa, deci, da, nu aveți site-ul în descriere. Have fun, să scăpați de cheater, pentru că nici mie nu-mi plac. Uh, nu. Nah. Oricum, în CSGO e cam clasic să fii cheater. Adică dacă n-ai avut măcar o dată în viață, hei, pe CSGO ești praf. Deci, da, pui mei, aveți aici report botul, vi las în descriere. Have fun, băieții.